Zilele trecute, mi-am pus o întrebare la care am încercat să găsesc răspuns foarte repede. Și chiar am găsit răspunsul foarte repede. N-a fost nevoie să mă duc la bibliotecă să iau vreo carte, să citesc, să găsesc răspunsul. N-a fost nevoie să mă duc la internet să navighez, să găsesc răspunsul acolo, nici măcar să mă uit în Biblie. Tot ce a fost nevoie să găsesc răspunsul la întrebarea aceasta a fost să mă uit în jur. Întrebarea pe care mi-am pus-o, dragii mei, a fost dacă în lumea aceasta, în stilul de viață al oamenilor fără Dumnezeu, se mai poate inventa ceva rău care să ne șocheze. Dumneavoastră ce ziceți? Se mai poate inventa ceva rău sau s-a inventat tot răul? Frații mei, nu vă grăbiți. Eu cred că răul ajunge la culme. Și oricât de mult ar apărea rău în această lume, nu cred că ne mai șochează. Pentru că de la lumea asta, fără Dumnezeu, n-ai ce să te aștepți la bine, numai la rău, nu așa? Știți când Avram, din cauza faptului că era Foame în zona unde se găsea el, a găsit cu cale să coboare la Gerar, a făcut târgul acela cu nevasta lui să spună că e sora lui, pentru că zicea el aici, nu-i nicio frică de Dumnezeu. Și dacă nu-i frică de Dumnezeu, se poate întâmpla orice. Cred, cred că acceptați faptul acesta că dacă nu-i frică de Dumnezeu, se poate întâmpla orice. Deci nu cred că dacă am auzit undeva la vârf, Că se fac tot felul de rele. Ne șochează lucrul acesta. Nu cred, dragii mei, că dacă undeva la tine, fără Dumnezeu, auzim tot felul de rele, ne mai șochează lucrul acesta. Asta e lumea fără Dumnezeu. Dar vreau să vă întreb ceva. Oare în Biserica Creștină ar putea să apară ceva rău care să ne mai șocheze? V-ați gândit la asta? Frății mei, fac introducerea aceasta pentru că în cuvântul lui Dumnezeu din această dimineață, din faptele apostolului capitolul 5, stă în fața noastră apostolul Petru care este șocat. Și atât de tare este șocat apostolul Petru încât pune această întrebare în fața lui Anania și zice cum s-a putut naște un astfel de gând? în mintea ta sau în inima ta. Adică gândul minciunii. Cum s-a putut naște minciuna în biserica creștină? Frații mei, vă șochează lucrul acesta? A, în lume nu e nicio problemă. Ca așa e lumea. Îi la vârf în politică. Îi în afacere. Îi la tineretul din, lumea noastră, din, din vremea noastră. Așa e. Dar în biserica lui Dumnezeu se poate naște un asemenea gând? Făți-mei, soțul își minte soția. Și noi zâmbim. Soția își minte soțul. Și iar zâmbim. Copiii își mint părinții. Și după ce sunt prinși cu mențiunea, zic că a fost o glumă. Membrii din Biserică, din Biserica Creștină, s-ar putea uneori să-i mintă pe slujitori. Și vă întreb, vă șochează lucrul acesta? Asta se întâmplă. Și Apostolul Petru, cel care era într-un anume fel responsabil de biserica aceasta, șocat de ceea ce îi dat să afle, pune această întrebare. Cum s-a putut naște un astfel de gând? În biserica creștină. Vreau să predic cu ajutorul Domnului în această dimineață despre creștinul vulnerabil la păcatul minciunii. Suntem sau nu suntem vulnerabili? Eu cred că dacă ar fi să vă provocă în această dimineață să ridice în sala asta mare mâna oamenii care n-au mințit niciodată în viață, niciodată, n-ar fi nicio mână ridicată aici. Suntem vulnerabili. M-am rugat lui Dumnezeu când am citit cuvântul acesta și Continu să mă rog lui Dumnezeu ca Dumnezeu să ne păzească, dragii mei, ca și copii ai Lui, ca și creștini membri în Biserica Lui Dumnezeu să ne păzească de păcatul ăsta și de alte păcate. Dar suntem vulnerabili. Cum arată creștinul ăla care îi vulnerabil la păcatul minciunii? Cum? Dragii mei, creștinul vulnerabil la păcatul minciunii este... Creștinul care caută imitare fără transformare. Fără transformare la untrică. Deci, mei, spunea fratele Tran cel mai înainte că în biserica asta de la început, oamenii începeau să vândă. Nu știu, nu știu cine le-a sugerat ideea, că nu scrie Biblia. De unde a venit gândul ăsta? Și aduceau banii și îi puneau la biserică, la picioarele apostolilor. Și de acolo se distribuiau după nevoie. Și unul dintre ei, unul Barnaba, el e menționat aici pe nume, avea și el o mușioară, a vândut-o, a dus banii, i-a pus la picioarele apostolilor și Ana a văzut că ia apreciere în gestul ăsta. Și s-a gândit el, hai să fac și eu ca el. Haide să îl imit, să îl copiez. Vă întreb, e ceva rău să te uiți la altul care face binele, să zici, vreau și eu să fac ca el. E rău? Nu e rău. Biblia chiar ne învață, dragii mei, să ne uităm la cei din jur, la mai mari noștri care ne-au ne -au vestit Evanghelia, și la sfârșitul felului lor de viețuire, să le urmăm credința, să învățăm de la ei. Nu așa spune Biblia, frații mei. Sau să ne uităm la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Isus. Amin. Să ne uităm să facem cum a făcut El. Domnul a zis despre sine, învățați de la mine. Amin. Sau, dacă vreți, imitați-mă, copiați-mă. Și atunci, care e problema? Iar care problema, frații mei? Știți care e problema? Nu-i destul să vrei să imiți pe cineva. Trebuie să ai și inima celui pe care tu l-ai văzut că face bine și vrei să-l imiți. Mă auziți, frații mei? Nu-i destul dacă ai văzut pe cineva că face o mare dărnicie la biserica lui Dumnezeu să vrei și tu să-l imiți, că asta dă bine. Trebuie să ai inimă pentru dărnicie. Că Dumnezeu se uită la inimă. Nu doar la gestul în sine. Și gestul valorează. Dar dacă motivația nu e corectă, înainte lui Dumnezeu gestul ăsta este zero. Trebuie să avem inimă. Iana a fost omul ăsta care a vrut să imite pe Barnaba fără să aibă inima lui Barnaba. Ci doar să dea bine la biserică. Și atunci ești vulnerabil. Că inima inimați altfel. Știți că spune Sfânta Scriptură despre, bine, într-un alt domeniu, în domeniul dălnicei neapărat, despre filul ceva. Care se duceau din loc în loc, au vrut ce ei să imite, să facă așa cum făceau alții. Și ziceau în numele lui Isus pe care îl propodește Pavel, ziceau unor duhuri necurate, ieșiți din omul acesta. E rău să scoți demoni? Să-i ajuți pe oameni? E rău? Să dea Domnul să fie cât mai mulți oameni înzestrați cu darul de la Dumnezeu. Cât mai mulți! Și lupta asta împotriva împărăției întunericului să fie cât mai mulți în biserica lui Dumnezeu care să fie echipați de Dumnezeu în așa fel încât să poată scoate demonii. Dar oamenii aceștia, dragii mei, n-aveau inima apostolilor? Vreau să iasă în evidență. Nu au avut niciun rezultat ca să poți să imiți pe alții în ceea ce este bine, trebuie să experimentezi o schimbare de inimă, o transformare de inimă. Dacă vrei doar să imiți, să copiezi, să iei ca model, fără să te pui la dispoziția lui Dumnezeu și inima aceea să fie schimbată, n-ajungi nicăieri. Poți să ajungi să minți, poți să ajungi să faci tot felul de păcate, pentru că inima aceea este nespus de înșelătoare, dezădăduși de, 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 de rea, n-are unde să te ducă, decât la minciună. Dar dacă inima e schimbată? Când a intrat Domnul Iisus Hristos în casa lui Zacheu, știți că Zacheu a fost un, un hoț, știți asta? Un înșelător. Un mincinos, dacă vreți. Și într-o zi Domnul Iisus Hristos și-a propus să-și facă timp pentru hoțul acesta, pentru mincinosul acesta. Și când trecea așa, când mergea prin Ierihon, s-a oprit lângă dudul acela și a zis Dă-te jos de grabă, Zacheie, că astăzi trebuie să intru în casa ta. Și a intrat. Și la un moment dat, fără să-l oblige Domnul, fără să-l oblige Dumnezeu, fără să îl oblige ceilalți, fără ca să urmărească imaginea lui, dragii mei. Omul ăsta a zis, învățătorule, jumătate din avuția mea o dau săracilor. Și dacă am păgubit pe cineva, dau înapoi de patru ori. Dragii mei, vreau să vă întreb, avea omul ăsta inima schimbată sau nu avea inima schimbată? De unde venea dorința asta să-și împartă averea la săraci? Ca să dea bine la Domnul Iisus Hristos? Zacheu știa foarte bine că stă în fața unuia care știe toate lucrurile. Dacă l-a știut că e acolo printre frunzele dudului, dacă știa totul despre viața lui, știa inclusiv în momentul acela ce fel de inimă are, n-a spus pentru imagine, N-a spus pentru ca să dea bine, dragii mei. N-a vrut să facă dărnicia asta ca să-l bifeze Domnul Iisus Hristos undeva în catastiful lui, că este un om care, care e darnic și care are resurse și poate să dea și la alții. A făcut pentru că i s-a schimbat inima. Când ne uităm în jurul nostru, dragii mei, la oameni care fac binele, a căror fapte am vrea să le facem și noi, să ne rugăm lui Dumnezeu să ne dea inimă să facem faptele acelea. Să ne dea Dumnezeu inimă să facem dărnicie. Asta este primită de Dumnezeu. În al rând, creștinul vulnerabil la păcatul minciunii este creștinul care caută avantaje, avantaje personale fără corectitudine. De ce credeți dumneavoastră că Anania ascuns o parte din uh, prețul cu care a vândut uh, moșia respectivă. De ce, frații mei? De ce? Dorea să aibă nu? Frații mei, impresia pe care o avem noi este că omul ăsta când a, când a pus o parte din, din, din presul acela moșoare, moșioarei, l-a pus pentru că dorea să aibă, să aibă bani. Adică să nu ducă lipsă. Dar știți, frații mei, că spune Sfânta Scriptură că și ceilalți care duceau tot și punea la picioare apostolul, nu duceau lui. Să știți asta? Problema era că omul ăsta dorea să aibă mai mult. Și chiar credeți că e rău să vrei să ai mai mult decât ai. E rău sau nu e Care de aici n-ați vrea să aveți mai mult decât aveți acum? Care? Că ființa asta umană așa este că niciodată nu zice destul. E adevărat? Nu zice destul. Dragii mei, dar nu aici este răul că vrei neapărat să ai mai mult. Să dea Domnul mai mult la, mai mult la toți care sunt în locul acesta. Problema este cum câștigi acel mai mult. Asta e problema. Că poți să ai mai mult pe o cale corectă. Nu? Muncind, bună Sau cine știe, cine într-o zi s-ar putea cineva să aibă o moștenire de la părinți sau cele, de la nu știu cine. Am citit despre cineva care, undeva în Brazilia, era un lider în biserică cumva, nu era păstorul bisericii, era un, un, cumva un om important în biserică, a început să lipsească cu săptămânile de la biserică. Nu mai venea duminica. Păstorul și-a pus întrebarea ce se întâmplă cu ăsta de nu vine la biserică. Și unul dintre prieteni mi a zis omul ăsta am, moștenit o avere. În avere, vă spun de ce e Și a început să-și construiască o casă. Ei, știți ce moștenise omul ăsta? 300 de dolari. 300 de dolari. E mult 300 de dolari. Și <gântu> a cumpărat un pământ cât un garaj. Și a început cu propriile mâini să-și construiască o casă de o cameră și n-a venit cu săptămâni la biserică. Și păstorul s-a dus să-l viziteze și a zis, frate, am văzut că a început să lipsești de la biserică și te-am vrea printre noi. Ce s-a întâmplat? Și omul ăsta s-a uitat într-o parte și apoi s-a întors pe păstor și avea ochii zis de lacrimi și a zis, frate, cred că-ți prins de păcatul lăcomiei. 300 de dolari. Înțelegeți? Poți să primești o moștenire, să ai mai mult. S-ar putea unul dintre săracii biserice sau care are mai puțin, să se drească într-o zi că Domnul pune pe inima cuiva și face o dărnicie și are mai mult pentru că Cineva i-a dăruit ceva. E rău asta? Spune Apostolul Pavel, sau scria celor din, din Filipii, sunt bogate când am primit prin Epafrodit ceea ce mi-a trimis. Sunt bogate de atunci. Dragii mei, nu-i rău să ai o moștenire, nu-i rău să ai, primești o dărnicie, nu-i nu să muncești, e foarte bine să muncești, Dumnezeu să, să binecuvinteze munca. Sunt mici la ce corecte de a avea. Vă întreb omul ăsta care a vrut să aibă mai mult, a vrut să aibă pe o cale corectă? Frații mei, ce înseamnă metodă incorrectă de a avea mai mult? Ce a făcut omul ăsta? Înseamnă minciună sau înșelăciune? Haideți să, să spunem că uh, noi nu ne înșelăm unii pe alții. În sensul acesta. Suntem corecți. Uh, avem spiritul ăsta creștin care ne îndeamnă să nu ne înșelăm unii pe alții. Dar vreau să vă spun, dragii mei, nu doar că noi, noi suntem, suntem predispuși să ne înșelăm unii pe alții. Știți că noi îl înșelăm pe Dumnezeu? Știți asta? Și Petru a zis, uh, Anania, tu nu pe oameni ai mințit sau nu pe oameni ai înșelat tu pe Dumnezeu l-ai mințit. Poate ziceți, bine frate, dar cum, cum, îi înșelăm, cum îl înșelăm pe Dumnezeu? Știți cum? Cel puțin în două feluri. Îl înșelăm pe Dumnezeu oprind pentru noi ceea ce zice Dumnezeu în cartea asta că e pentru alții. Știți asta? Bine frate, dar eu am muncit și am câștigat. Din ce am câștigat eu E altcuiva? Ce ziceți? Ce ziceți, frații mei? V-ați gândit vreodată, dragii mei ascultători, în ceea ce țineți dumneavoastră, în pumnii dumneavoastră, ca și bani? Cine mai are parte acolo? V-ați gândit vreodată la asta? Cine? Acolo în pumnii noștri, dragii mei, este partea săracului. E la mine și la dumneavoastră. Că aveți un salariu mai mic sau un venit mai mic, că aveți unul mai mare, acolo e partea săracului. Ca zis Dumnezeu aici în cartea asta undeva în Deutronom, vă dau porunca asta, să-ți deschizi mâna față de sărac. E acolo! Om care are bani mulți, și om care are bani puțini. Partea săracului este acolo. Și vreau să vă spun, tot în pumnii mei este partea lui Dumnezeu. Și în cartea Maliahii, la capitolul 3, Dumnezeu din cer, auziți, Dumnezeu din cer zice lucrul acesta, se cade să înșele un om pe Dumnezeu cum înșelați voi? Cum? Ziceau ei. Cu ce anume? Cu zeciuielile și cu darurile pe care loc să le dați lui Dumnezeu le opriți pentru voi. Dragii mei, acolo, în pumnii mei, este partea săracului și este partea lui Dumnezeu. Reglementat aici în cartea aceasta, când o opresc, vreau să am mai mult pe căi necinstite. Prin înșelăciune. Dar mai este încă ceva. A avea mai mult pe căi necinstite nu înseamnă doar a opri ceea ce este alt cuiva pentru că scrie în cartea aceasta. Înseamnă a opri și ceea ce am promis că dau. Vi s-a întâmplat vreodată așa, fie că Dumnezeu v-a cercetat într-un mod special, fie că ați avut un ecaz în viață și în ecazul acela a zis, uite, dau asta lui Dumnezeu. Să treacă în și să uitați că a zis asta. Vi s-a întâmplat? E important ce promitem înaintea lui Dumnezeu să și facem frații mei. Trebuie. Când Iacov în Vechiul Testament a avut experiența cea minunată întâlnirea cu Dumnezeu, o știți, nu vreau să o detaliez. În noaptea aceea când a stat cu capul rezemat de piatră și l-a văzut pe Dumnezeu undeva la capătul scării sus, și a înțeles că Dumnezeu e stăpân peste tot pământul, că Dumnezeu i-a zis, uite, tot pământul ăsta pe care stai tu, ți-l dau ție. Dimineață, înfricoșat, dragii mei, de întâlnirea asta cu Dumnezeu, marcat de întâlnirea asta, a zis Dumnezeule, dacă îmi dai pâine să mănânc, dacă îmi dai haine să mă îmbrac, dacă vei fi cu mine în călătoria asta, dacă mă ajut să mă întorc înapoi, tu vei fi Dumnezeul meu și a zecea parte din tot ce-mi vei da. Îți voi da ție, Dumnezeule. Trebuia să dea sau nu trebuia să dea? Putea să se scuze omul ăsta, a Dumnezeule a fost așa, o cercetare specială de la tine. Am avut o întâlnire cu tine și sub, sub Imperiul acelei cercetări speciale, m-a luat gura pe dinainte. Putea să spună omul ăsta să se să justifice așa, frații mei. Ce a zis? Trebuia să dea. Știți? Este în Vechiul Testament, în Cartea Judecători. Exemplu unui om care, pe care poate că l-a luat gura pe dinainte, fără să se gândească prea mult. Era vorba de un război, de o bătălie. Și Ieft a zis, Dumnezeule, dacă vei fi cu mine în lupta asta, în războiul ăsta, dacă îmi dai biruință, dacă mă întorc înapoi biruitor, ce mi iese pe poartă, primul, când mă întorc înapoi biruitor, îți dau ție. Și s-a dus. Și a fost Dumnezeu cu el. S-a întors biruitor. Și când se apropie de casă, ce se întâmplă, dragii mei? Cine este pe poartă? Cine? Unica lui fică nu mai avea copii. Dar a zis. Ești obligat dacă ai făcut o promisiune înaintea lui Dumnezeu sau nu ești obligat? Trebuie sau pot să-ți găsești scuze? A zis, o fica mea, greu mai lovit. Dar nu pot. Am făcut un jurământ, o juruință, un, un angajament înaintea lui Dumnezeu și trebuie să-l împlinesc. Pentru că nu pot să opresc pentru mine ce am zis că dau lui Dumnezeu. Nu se poate! Spune Sfânta Scriptură în cartea Eclesiastru că mai bine să nu faci nicio juruință decât să faci una și să nu împlinești. Când ai făcut o promisiune, ești responsabil înaintea lui Dumnezeu să o dai. Ei, dragii mei, Anania ăsta s-a dus înaintea apostolului și înaintea lui Dumnezeu și a zis asta e tot. Dar nu era tot. Era o parte. A lăsat să se înțeleagă doar faptul că e tot. Că asta a fost problema lui. Că pentru bine a zis, nu, nu te obliga nimeni să o vinzi, putea să nu o vinzi. Și după ce ai vândut, putea să -ți ții totul pentru tine. Dar nu să vii aici să arăți că ăsta e tot, că nu-i tot. Ai oprit pentru tine ceea ce vrei să zici că dai pentru Dumnezeu. E omul ăsta care a vrut să aibă avantaje materiale, avantaje personale, fără să fie corect. A fost predispus să mintă și stau și mă uit la mine și mă uit la dumneavoastră și stau și mă întreb, în vremea aceasta noi creștini, dacă nu suntem predispuși din, din dorința asta de a avea la lucruri care nu sunt corecte înaintea lui Dumnezeu, numai pentru că vrem să avem mai mult, oprind ceea ce Biblia zice că nu e al nostru, și oprim ceea ce noi ne-am angajat că facem înaintea lui Dumnezeu. Dragii mei, e o obligație înaintea Domnului când ne-am angajat că facem. Nu oamenii care nu știu prea multe ne trag la răspundere. Dumnezeu care știe tot. De aceea, dragii mei, Dumnezeu să ne ajute să fim corecți în toate lucrurile. Chiar dacă se pare că atunci când Zacheu a zis dau jumătate din avere la săraci, și a fost într-un moment de cercetare specială că a venit Domnul la el acasă. Uh, omul ăsta a vorbit fără, fără, el, fără să gândească și rămâne sărac. Nu rămâne sărac. Cel care face, după ce scrie cartea aceasta, cel care face după angajamentul sfânt pe care l-a luat înaintea lui Dumnezeu, este în atenția lui Dumnezeu și Dumnezeu îl binecuvintează. Nu va duce lipsă niciodată. Măriți să fie numele Domnului. În al rând, creștinul Vulnerabil la păcatul minciunii, este cel care caută apartenență fără cunoaștere. Deci, pe omul acesta, un iudeu, ca toți iudei, într-o zi a vrut să aparțină de Biserica Domnului. E bine lucrul ăsta, nu? Că doar pentru asta i-a trimis Domnul pe Apostol să vestească Evanghelia până la marginea Pământului. Oamenii să creadă și să se incorporeze în Biserica Domnului Iisus Hristos. E bine asta. Numai că în Biserica lui Dumnezeu trebuie să te integrezi prin cunoașterea lui Dumnezeu și prin cunoașterea Domnului Iisus Hristos. În Isaia capitolul 53 spune cam așa, prin cunoștința lui, robul meu cel neprihanit va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu. Cum? Prin cunoștința lui. Iar nu, în 2 Petru, capitolul, capitolul 1, mi se pare, versetul 3 spune așa. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia. Prin cunoașterea celui ce ne-a chemat, prin slava și puterea lui. E importantă cunoașterea lui Dumnezeu, frații mei. Frații mei, Omul ăsta era în biserică, fără să-l cunoască pe Dumnezeu. Și fără să cunoască biserica lui Dumnezeu. Și stau și mă întreb, câți în vremea asta sunt în biserică, zic că aparțin bisericii, dar nu-l cunosc nici pe Dumnezeu, nici biserica lui Dumnezeu. De ce zic că nu-l cunoștea pe Dumnezeu? Știți de ce? Un om care îl cunoaște pe Dumnezeu, n-are tupeul să facă ce a făcut omul acesta. Omul acesta ca și Adam odinioară în vedere de a crezut că se poate ascunde de Dumnezeu. Că Dumnezeu nu știe. Vă întreb, Dumnezeu știe? Amin. Anania, tu ai venit în fața bisericii, în fața apostolilor și ai zis, asta e tot. Și a avut impresia că Dumnezeu nu știe că asta e tot. Vreau să vă spun, dragii mei, Dumnezeul acesta știe când ești acasă, când ești la biserică, când ești la școală, când ești la serviciu, când ești pe drum, Dumnezeu știe. Psalmul 139 zicea, psalmistul, știu când stau jos, știi când stau jos și când mă scol. Tu știi totul despre mine. Cum să ai nebunia în minte să încerci să te ascunzi de Dumnezeul acesta, crezând că poți face lucrul acesta? Asta înseamnă să nu-L cunoști pe Dumnezeu. Dumnezeu știe și ce gândim și ce facem. Dar Dumnezeul acesta nu doar că știe, frații mei, Dumnezeul acesta descoperă. Mi avem impresia că dacă am făcut ani de zile anumite lucruri și nu știe nimeni, și am impresia că nici Dumnezeu nu știe, tot așa vor rămâne necunoscute. Nu, într-o zi Dumnezeu descoperă. Dumnezeu ăsta va da vălul deoparte, și ce s-a făcut la întuneric, spune Biblia, se va striga de pe acoperișul caselor. Dumneavoastră mai credeți lucrul acesta? Mai credeți? Asta trebuie să se vadă, nu în aminul nostru, să se vadă în viața noastră, în trăirea noastră, dragi mei. Dumnezeul acesta este cel care descoperă. Anania a venit în fața comitetului bisericii, să spun așa, unde Petru era un fel de lider și a crezut că poate să ascundă și dintr-o dată Petru zice, cum ți-a umplut satana inima să minți? Bine, dar de unde știi, Petre? De unde cunoști? Că asta a fost o înțelegere între mine și nevastă acasă între cei patru pereți. Și sunt sigur că nevasta nu m-a divulgat. De unde știi? E un Dumnezeu care descoperă. Amen. Care știe toate lucrurile. E un Dumnezeu care într-o zi, cum vă spuneam, orice faptă, orice cuvânt, orice gând, orice atitudine, orice simțire nepotrivită, Dumnezeu ăsta o, 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 va, o va scoate la suprafață. Că ăsta e Dumnezeul care știe totul. Dar omul ăsta a vrut să aparține de biserică fără să-l cunoască pe Dumnezeu? Și vreau să vă spun, dragii mei, cunoașterea lui Dumnezeu este aceea care ne ajută să avem atitudini corecte dacă ne permitem să fim nesfinți, dacă ne permitem să ascundem, dacă ne permitem să mințim, dacă ne permitem să înșelăm, demonstrăm că nu avem cunoașterea lui Dumnezeu în mod personal. Că dacă am avea o atitudine noastră ar fi cele corecte înaintea lui Dumnezeu. Ne-am teme de Dumnezeu? Ne-am sfințit viața? Că Dumnezeu este sfânt și Dumnezeu ăsta este un foc mistuitor. E iubire Dumnezeul acesta. Și mulțumesc că e iubire și mulțumesc că ne iubește și mulțumesc că încă ne vorbește și ne mai acordă șansă. Dar Dumnezeu ăsta este foc mistuitor. Într-o zi nu vom putea sta în fața Lui dacă nu ne pocăim, așa cum zice Biblia. Dar spuneam, dragii mei, omul acesta nu doar că nu-L cunoștea pe Dumnezeu, nu cunoștea nici biserica lui Dumnezeu. Adică biserica aceea din care el era parte, sau biserica asta din care noi suntem parte, e proprietatea lui Dumnezeu. Vă vine să credeți asta? Spunea fratele Tăran mai înainte despre ceea ce a zis Domnul eu voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu vor putea să o biruiască. și vreau să vă întreb dragii mei îl interesează pe Dumnezeu de ceea ce este proprietatea lui? Amin. Îl interesează? Îi pasă? Citiți cartea Apocalipsei Șapte biserici. E implicat acolo Domnul în bisericile acelea? Când a, văzut, când a avut Ioan vedenia aceasta, este la Patmos, l-a văzut pe Domnul în mijlocul celor șapte sfeșnice. El nu, nu stă așa departe, dezinteresat de biserică, e implicat. Și unei spune, dacă nu te pogăiești, voi veni și voi lua sfeșnicul din locul lui. Altea îi spune, vezi că ai acolo o profetesă, se cheamă Izabela, am să o arunc bolnavă în pat. Se implică Domnul, dragii mei, în biserică. Dar mai este ceva. Oricine se atinge de biserica lui Dumnezeu, se atinge de proprietatea lui Dumnezeu. Omul ăsta a zis, hai că trag pe sfoară comitetul bisericii este cineva care, care a, a, căzut în ispita asta, să zică în mintea lui, vreodată în viață, hai că trag pe sfoară comitetul bisericii. Cu siguranță este. Dar, frații mei, Petru zice, nu pe oameni i înșelat, nu pe oameni i-ai tras pe sfoară. Ai de-a face cu Dumnezeu. Pentru că biserica asta este a lui Dumnezeu. Când omul acesta a vrut să aparțină de biserică fără să-L cunoască pe Dumnezeu și să-L cunoască biserica lui Dumnezeu, să cunoască faptul că este a lui Dumnezeu biserica și Domnul se implică, omul acesta a fost predispus la minciună. În cartea Zaharia, mi se pare, undeva pe la capitolul 2, spune așa, bine, nu vorbim de biserică, dar vorbim tot de poporul lui Dumnezeu. Că în Vechiul Testament, poporul Israel era proprietatea lui Dumnezeu. Știți asta? A zis acolo cuvântul lui Dumnezeu așa, Cine se atinge de voi, se atinge de lumina ochilor lui. E grav lucrul ăsta, sau nu e grav, frații mei? Dacă suntem proprietatea lui Dumnezeu, vreau să vă spun, Dumnezeu este interesat de proprietatea lui. Nu poate nimeni să-și bată joc de proprietatea lui Dumnezeu. Chiar dacă ne se pare că Dumnezeu ne-a abandonat, ne-a lăsat, suntem terferiți în toate felurile uneori, avem de suferit, avem probleme, pe Dumnezeu nu mai interesează, nu, pe Dumnezeu îl interesează. Și într-o zi Dumnezeul acesta va lua biserica lui. Sfântă, fără pată, fără zbârcitură și o va duce în slavă în împărăția lui glorioasă. Asta va fi, asta va fi destinul bisericii lui Dumnezeu. Mă rog lui Dumnezeu să ne binecuvinteze. Deja timpul a trecut, vreau să mă opresc aici. Nu uitați. E șocant ca în biserica creștină să apară lucruri de felul acesta. Și uite că apar. E șocant ca în biserica creștină de acum să apară predispoziția pentru minciună. Și uite că apar. Apare. Mă rog lui Dumnezeu să ne binecuvinteze, dragii mei, și să ne verificăm fiecare dintre noi dacă suntem vulnerabili sau nu la păcatul minciunii. Dacă suntem vulnerabili și minciuna este la ordinea zilei pe buzele noastre, să scăpăm dintr-o treabă, să, să rezolvăm o problemă. Dragii mei, suntem în conflict cu Dumnezeu. Dacă ne permiteți să spunem că aceea a fost o glumă, suntem în conflict cu Dumnezeu. Și astăzi, în locul acesta, trebuie să ne pocăim și să rugăm pe Dumnezeu să ne întărească, să vegem dacă asta e vulnerabilitatea noastră.